Deschidem Scripturile la Cartea Deuteronom, capitolul 8, și o să citim câteva versete de la începutul acestui capitol. Deuteronom, capitolul 8, primele versete. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Amin. Haideți să ne reașezăm. Pentru scurtul mesaj în această dimineață, aș vrea introducerea predicii să fie un pic diferită decât cum ne-am obișnuit. De obicei se spune la cursurile de omiletică, adică de predicare, că primele 15 secunde sunt cele mai importante din predică, că dacă nu-i prins pe oameni în 15 secunde, nu are rost să continui. Acum, nu știu dacă v-am prins sau nu, dar e treaba dumneavoastră dacă veți fi prins sau nu, pentru că introducerea la predica aceasta o să o faceți chiar dumneavoastră și vreau să luăm un minut în care să vă întoarceți sau spre stânga sau spre dreapta dumneavoastră și să spuneți celui de lângă dumneavoastră două cele mai importante motive de mulțumire pe care le aveți astăzi și cu care ați venit la biserică. Un minut, ne întoarcem în stânga, ne întoarcem în dreapta, două cele mai importante motive de mulțumire cu care am venit la casa Domnului. Tot ce n-am apucat să spunem acum, o să continuăm după ce se va termina slujba din dimineața aceasta. Iar acum dați-mi voie câteva gânduri, așa, pentru sărbătoarea aceasta atât de frumoasă, sărbătoarea mulțumirii, câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă și pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, pe un singur gând, o singură idee care mi-a pătruns inima, așa nume. Aș vrea să ne uităm în dimineața asta la mulțumirea de dincolo de cuvinte. Mulțumirea de dincolo de cuvinte. Am găsit câteva maxime care mi-au atras atenția despre mulțumire și am păstrat câteva pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră și un proverb din Israel spune așa: cine dă, nu trebuie să-și amintească. Dar cine primește, nu trebuie să uite. Un anonim a spus că sunt oameni care îl critică pe Dumnezeu pentru că a pus spini pe tulpina trandafirilor. Iar alții îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pe niște tulpini cu spini a pus trandafiri. Spunea cineva că mulțumirea îl face pe sărac bogat, iar nemulțumirea îl face pe bogat sărac. Și mi-a atras atenția o maximă, de fapt este un citat scris de Balzac, care spunea că recunoștința este memoria inimii. Recunoștința este memoria inimii. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17 și 18, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel spune așa:
rugați-vă întotdeauna sau neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De obicei ies în evidență verbele atunci când citim un text. De data aceasta aș vrea să vedem complementele care determină aceste verbe și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă întotdeauna sau neîncetat și mulțumiți pentru toate lucrurile. Întotdeauna și niciodată, totul și nimic sunt cuvinte foarte periculoase. Sunt niște absolute care, de fapt, nu vorbesc despre niște realități, ci despre niște stări. Și noi spunem uneori, așa când vrem să ne reproșăm unii altora, nu în familie, unii altora, tu întotdeauna sau tu niciodată, dar acestea nu sunt realități. Sau, când vrem să facem un compliment cuiva, spunem, totul la tine, sau dacă vrem să-l umilim pe cineva, nimic de la tine. Acestea sunt, așa cum am spus, cuvinte foarte periculoase, care nu ne vorbesc despre niște realități, ci despre niște stări. De aceea, când vorbim despre mulțumire, sau când reflectăm la ființa noastră, dacă suntem sau nu oameni mulțumitori, de fapt ne referim la două atitudini cardinale, esențiale vieții noastre, și anume că mulțumirea trebuie să fie o atitudine continuă și doi, mulțumirea trebuie să fie o atitudine independentă de circumstanțele prin care trecem. Pentru că noi nu putem să determinăm circumstanțele. Fratele nu și-a propus să aibă un accident în ziua aceea, sau fratele să cadă în ziua aceea, sau cine știe ce vine peste viața noastră. Sau ce o să îngăduie Dumnezeu astăzi în viața noastră. Acestea nu le putem controla. Dar noi putem controla atitudinea pe care să o avem față de lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie să vină peste noi. De aceea îmi place să spun că mulțumirea nu este o sumă de evenimente. Avem o dată pe an sărbătoarea mulțumirii. Ia ce biserică mulțumitoare suntem. Sau ne trezim mai bine așa într-o dimineață și ne amintim să mulțumim soției că ne-a făcut micul dejun. Dragii mei, mulțumirea nu este o sumă de evenimente pe care le facem sau nu le facem. Mulțumirea este o stare continuă a inimii. Mulțumirea este un proces continuu care determină calitatea unui om, starea unui om, atitudinea unui om. Dragii mei, spunea cineva că nu ajungem mai mulțumitori atunci când o să avem mai mult, ci o să ajungem mai mulțumitori atunci când o să învățăm să prețuim cât avem. Și mai mult decât atât, ajungem să fim mai mulțumitori, și aici este cheia, când vom învăța să prețuim mai mult decât lucruri, oameni. Cei mai mulțumitori oameni sunt aceia pentru care lucrurile nu sunt la fel de importante ca oamenii, ca persoanele din jur. De aceea mă rog Domnului în această dimineață să ne dea înțelepciune și să zidească prin Duhul Lui o inimă mulțumitoare în fiecare dintre noi. Dumnezeu nu este în criză de binecuvântări. Dumnezeu n-a ajuns la capătul binecuvântărilor să nu mai știe ce să facă bine pentru noi, încât să continuăm să fim mulțumitori. Iată ce spune în Plângeri, capitolul 3, versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, lăuda să fie Domnul. Acum, venind la pasajul pe care l-am citit, vedem poporul Israel după 40 de ani de uscăciune,
de secetă, dar cu o promisiune. Și promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare și dacă sunt 40 de ani de secetă și sunt în fața țării promise, dar înainte să le permită să intre în țara promisă, Dumnezeu se oprește și mai are un cuvânt pentru ei. Îi oprește și le spune, atenție, nu vă faceți planuri de viitor. Vă dați seama, să vadă țara. Au murit toți, au rămas doi. Vedeau țara, vedeau strugurii, da? Cărați cu... pe prăjini, nu? Și Domnul îi oprește și spune, înainte să treceți și să luați binecuvântarea țării, mai trebuie să faceți un lucru. Ce să mai facem? Au pierit atâția, a fost greu. Ce să mai facem înainte să intrăm în binecuvântarea promisă? Știți ce? Învățați să mulțumiți. Înainte să te gândești la viitor, învață să mulțumești. Dacă nu știu să mulțumesc înainte să mă gândesc la viitor, orice bine din viitor s-ar putea să fie un pericol pentru mine. Pentru că nu o să știu să-l interpretez corect. De aceea, gândindu-ne la viitor, noi deja putem să fim mulțumitori. Vreau să aduc înaintea dumneavoastră trei atitudini care ne fură mulțumirea. Trei atitudini care s-ar putea să ne fure mulțumirea, nu o să insist asupra lor, doar așa, un test de evaluare. Dacă cumva simt în inima mea prea multă amărăciune, dacă am uitat să văd câtă binecuvântare a lăsat Dumnezeu în viața mea, dacă am uitat să mă mai bucur de oamenii din jurul meu, e bine să ne oprim și să ne uităm în oglindă. Nu cumva s-a așezat din neatenție una dintre cele trei atitudini. Și prima atitudine care ne fură mulțumirea este mândria. Este mândria. M-am întâlnit cu oameni care au spus așa, mie niciodată nimeni nu mi-a dat nimic. Eu n-am primit de la nimeni nimic. Tot ce am, tot ce sunt, e efortul meu. Dragii mei, ce ai ce nu ți-a dat Dumnezeu? Ce ești ce nu te-a ajutat Dumnezeu să fii? Dacă poți să asculți și să judeci, să sintetizezi câteva cuvinte în această dimineață, să le analizezi, să ai minte aceasta, să fie legați niște neuroni acolo, niște sinapse, să mai circule pe... Cine? De unde? Într-o clipă se scurcitează ceva și nu mai ai minte. Cine îi devină? Cine mai ești atunci? Cine mai ești atunci? Uneori ne uităm cu dispreț la ăștia care nu mai pot să judece. Ce, dragii mei, într-o clipită și nu mai ești ce ești. Nu te mândri nici cu ce ai, nici cu ce ești, că este darul lui Dumnezeu pentru tine. A doua atitudine care ne fură mulțumirea, și să nu cumva să credeți că mă adresez doar doamnelor acum, este perfecționismul. Perfecționismul care alimentează permanent o atitudine negativistă, generează frustrare. Niciodată nu-i bine, niciodată nu-i destul, niciodată nu-i cum trebuie. Perfecționiștii nu fac altceva, și perfecționiștii nu sunt pentru ei perfecționiști. De obicei sunt pentru cei din jur. Și începem să punem etaloane pentru cei din jur. Pentru soți, pentru soții, pentru copii, pentru angajați, pentru șef, pentru... Și îi punem, dar ridicăm ștacheta. Aici trebuie să fie copilul meu. Aici. Cel mai bun. Și la sport, și la fanfară, și la tineret, și la predică. Și la... Cel mai bun. Și la matematică, și la educație fizică. Și ridicăm ștacheta. Dar noi știm că realitatea e pe aici. Că doar... Și copiii noștri, în cel mai bun caz, sunt numai oameni. Cum suntem și noi. Și soțul nostru e numai om. Și soția noastră. Dar în momentul în care ridicăm ștacheta, în momentul în care punem presiune, ridicăm un standard și nu ținem cont de realitate, toată bucata asta între ștacheta pe care am ridicat-o și realitate
se va numi cândva frustrare. Cum poate să fie un frustrat un mulțumit? Păi exact nemulțumirea e frustrarea. De aceea avem două posibilități. Una, să fim realiști și să înconjurăm cu dragoste pe cei din jurul. Noi nu iubim mai mult să încercăm să întindem ca pe un elastic pe cei din jurul nostru. Sigur, trebuie să-i tragem puțin de urechi în sus. Mă rog, nu de urechi, să-i tragem puțin în sus. Da? Să ridicăm un pic ștacheta. Dar nu nerealist. Nu dintr-un soi de mândrie că a meu cum e a meu nu trebuie să fie niciunul. Perfecționismul ucide relațiile cele mai apropiate. Strică atmosfera în casă, strică atmosfera la serviciu, în birou, strică atmosfera în biserică. Perfecționiștii, domnule, totul trebuie să fie în milimetru, dacă noi la milimetru, tsunami în casă. Și ne chinuim unii pe alții dintr-un spirit de ăsta perfecționist, care nu face altceva decât să alimenteze nemulțumire. Și a treia atitudine care strică mulțumirea este obișnuința. Este obișnuința. Ne-am obișnuit să avem ce avem, ne-am obișnuit să fim cum suntem și am intrat într-o rutină încât nu mai avem ochi. Vă rog să faceți un exercițiu cu mine acum. Eu o să-l fac vizibil, dumneavoastră, doar așa, mental, da? Uitați-vă puțin la mâinile dumneavoastră. Uitați-vă puțin la mâini. Pe vremea mea, să știți, copii, că pe vremea mea, tăvarșa învățătoare mă punea cu batista și cu unghiile la control în fiecare dimineață. Da? Dar altceva vreau să vă spun acum. Când te-ai gândit ultima dată ce bine că am mâini? Și câți oameni sunt care nu le mai au? Când m-am trezit ultima dată să spun, Doamne, îți mulțumesc că am amândouă picioarele sănătoase? Doamne, îți mulțumesc că mi s-au deschis ochii și văd. Nu e așa că ne-am obișnuit cu atâtea lucruri frumoase în viața noastră și nu mai știm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele? Zicea cineva, fă un exercițiu. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că ar fi stele pe cer o singură noapte pe an. Câți am dormit noaptea aceea? Câți ne-am culcat fără să stăm să le vedem? Da-s acolo, domnule! Zi de zi-s acolo! De câte ori ne mai bucurăm de ele? Știți de ce? Ne-am obișnuit. Nu-s acolo. Sunt trei atitudini, sunt mai multe, dar astea trei cele mai importante care fură, care distrug spiritul de mulțumire în viața noastră. Mândria, perfecționismul și obișnuința. Și pentru că am spus că aș vrea să ne uităm la mulțumirea de dincolo de cuvinte, din pasajul din Deuteronom 8, vreau să subliniez patru verbe, patru cuvinte cheie, care de fapt determină, conturează cu adevărat o stare de mulțumire. Doar o să le enunț fără să stau asupra lor. În versetul 2, cuvântul Domnului spune așa: dar tu adu-ți aminte. Dacă vrem să fim mulțumitori, trebuie să ne aducem aminte. De ce să ne aducem aminte? Ce să ne amintim? Nu simțiți uneori o dificultate când vin frații și spun, fraților, hai să facem o rugăciune de mulțumire. Și începem să facem un inventar, începem așa să ne sfâșiem. Ce să vin? Pentru ce să mă rog? Că parcă nu vine din instinct așa. Nu ne mai amintim lucrurile. Spunem generalități, așa. Mulțumesc pentru viață, pentru iertare, pentru familie. Știți ce spune în continuare? Înainte să intri în țara promisă, adu-ți aminte de tot
lucruri bune și, cum zicea fratele păstor, de cadouri, cum le-a numit? Care te împovorează. Suntem mulțumitori când din când în când ne oprim și facem un inventar al vieții. Al doilea cuvânt cheie zice în versetul 5: recunoaște! Adu-ți aminte, apoi recunoaște. Ce să recunosc? Cu ce mă ajută să recunosc în atitudinea, în spiritul meu, în viața mea, în procesul acesta de a fi mulțumitor? Se leagă cu cartea Proverbelor, capitolul 3, versetul 5 și 6, care spune așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Lăudat să fie Domnul! Al treilea cuvânt cheie care zidește, așează în noi o stare, o trăire a mulțumirii, este în versetul 10. Binecuvintează-L pe Dumnezeul tău. Binecuvintează. S-a citit din Psalmul 103, care spune: binecuvintează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, îți vindecă toate bolile tale, îți izbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare, îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Binecuvintează-L pe acest Dumnezeu. Ai cuvinte bune despre Dumnezeu, că numai așa putem să avem cuvinte bune unii despre alții. Știți cine nu știe cum să îi binecuvinteze pe cei din jur? Cel care n-a învățat să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Și în final, o atitudine a mulțumirii, pe lângă a-ți aduce aminte, a recunoaște, a binecuvânta, se zidește pe al treilea verb din acest pasaj, care spune: dar, versetul 14, ia seama. Ia seama să nu cumva să interpretezi binecuvântările lui Dumnezeu într-un mod greșit. Și pentru că o să spun cuvintele de final, vreau chiar acum, în timp ce le spun, copiii să se deplaseze un pic aici în față. Da? Începeți să veniți aici. Corul copiilor să veniți aici în față, să vă pregătiți. Numai totuși, nu tropăiți așa tare, că vreau să se audă ultimele mele cuvinte. Da? Atunci când înveți să iei seama, înseamnă că ești conștient că mai importante decât binecuvântările este Dumnezeu care le dă. Ia seama să nu iei ușor ce-ți dă Dumnezeu. Ia seama să fii atent la ce-ți dă Dumnezeu. Ia seama să zidești în tine o atitudine de mulțumire. Știți pentru ce aș fi eu foarte mulțumitor în dimineața asta? În dimineața asta m-am gândit bine, oare ce aș aduce înaintea lui Dumnezeu ca motiv de mulțumire? Eu am harul să pot să verbalizez public. Vreau în această dimineață să fiu mulțumitor pentru că am cui să-i mulțumesc. Că unii ar mai vrea să fie mulțumitori, dar nu mai au cui. Sunt mulțumitor că am cui să-i mulțumesc. Și ăștia sunt oamenii dragi pe care Dumnezeu i-a pus în jurul meu. Și sunt mulțumitor pentru că am cui să-i mulțumesc, pentru că Dumnezeul meu este un Dumnezeu viu, căruia pot să-i mulțumesc. Nu-i un Dumnezeu mort care nu mai mă aude mulțumirile. Și așa cum Iov spunea în Iov 19, spun și eu:
dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Îi mulțumesc Domnului că am cui să-i mulțumesc. Amin.